Județul Hunedoara investește în infrastructura pentru dezvoltarea turismului. S-au terminat lucrările la tronsonul care leagă autostrada 1 de stațiunea Gioagiu Băi. Peste 11 km de drum județean au fost modernizați cu ajutorul fondurilor europene. Autoritățile susțin că noua șosea va aduce un plus de confort localnicilor, dar va deschide și legătura către vestita stațiune cu ape mezotermale din Munții Metaliferi. Lucrarea a durat 20 de luni, s-a încadrat în termen, a fost realizată chiar înainte de termen. Astăzi se procedează la recepția lucrărilor. Lucrările ample de modernizare au durat 20 de luni și au vizat un întreg sector de drum județean. Este vorba de legătura dintre Gioagiu Băi și autostrada 1. Lucrarea a fost o lucrare de reabilitare a 11 km de drum, care cuprinde lucrări de infrastructură, suprastructură, lucrări de artă, ziduri de sprijin, poduri, semnalizare rutieră. Deci toate, deci concluzia finală este că s-a creat o fluență a traficului și un confort a participantului la trafic. Calitatea lucrărilor sporește astfel confortul localnicilor, îmbunătățește aspectul localităților și ușurează accesul turiștilor la stațiune. Mulțumim, foarte bun, deocamdată. Foarte, foarte, lucrare foarte, foarte bună. Foarte repede s-a mișcat ăștia, echipa asta de la Drupo. Am crezut că e o firmă mai, la început am crezut că e o firmă mai, dar am rămas încântați de felul cum s-a comportat și cum a lucrat. Merită băieți că o lucra ca lume. Nu. Și ce nu ne-am așteptat să se și gate mai uite. Dacă ar merge, că văd că îi speranță, sus, către Balșa, pe acolo, către noi. Și ăla urmează. Urmează. Da. Ați văzut că facem de la Balșa încolo spre Curechiu. Ia, da. Știm. Ca și ăsta-l facem. Am fost la Techeriu, nu-i chiar rău pe Valea Bodoșa. Nu, dar facem ca și ăsta. Lat de 6 metri, tot. Da. Autoritățile apreciază amploarea proiectului, practic a fost refăcut nu doar drumul, ci și trotuarele din localități. De asemenea, au fost reabilitate două poduri, inclusiv cel de peste Mureș. Sperăm ca turiștii care vizitează stațiunea Gioagiu Băi începând de anul acesta să fie mulțumiți de această lucrare și, bineînțeles, cetățenii, chiar zilele trecute am avut o întâlnire, sunt foarte mulțumiți de modul cum s-a lucrat, de rapiditatea cu care s-a lucrat la lucrările de infrastructură, drum și trotuare alimentare cu apă pe zona centrală. Sperăm ca lucrurile în continuare să meargă spre bine și de a aduce cât mai mulți turiști în stațiunea Gioagiu Băi. Dezvoltând infrastructura, dezvoltăm județul. Nu e vorba numai de drumurile către și accesul către stațiuni, este vorba de dezvoltarea infrastructurii județene, iar promisiunea lui Laurențiu Nistor ca în acest mandat să facă 400 de kilometri se va realiza anul viitor. Drumul din zona Gioagiu face parte din cel mai mare proiect de infrastructură al Consiliului Județean Hunedoara. Culoarul Trafic Mureș Nord străbate județul de la un capăt la altul și unește localitățile de pe malul drept al râului Mureș. Valoarea lucrărilor depășește 40,5 milioane lei fără TVA. Este o mândrie pentru noi că am putut să realizăm acest program pe fonduri europene, modernizarea culoarului de nord. Este o mândrie pentru constructor că a terminat cu foarte mult timp înainte și felicit pentru treaba asta, înainte de termenul stabilit conform contractului. Și sincer vă spun că abia așteptăm ca să săptămâna viitoare să mai facem încă un tronson inaugurat și iată că cârcotașii, că nu le putem spune altfel, acum trebuie să-și înghită limba că spunea că drumul ăsta nu se va face niciodată. Iată că s-a demonstrat că l-am făcut și nu-l facem pentru Consiliul Județean, pentru președinte, facem pentru cetățenii județului Hunedoara și numai pentru cei care vin să viziteze stațiunea Gioagiu. Culoarul Mureș Nord înseamnă reabilitarea și modernizarea peste 70 de kilometri de drumuri județene care asigură conectivitatea cu rețeaua europeană, adică autostrada A1 și magistrala de cale ferată 200 Curtici Arad-Simeria. Valoarea proiectului depășește 160 de milioane de lei, majoritatea din fonduri europene.